E, dacă am observat că tot încep să... E ca și cum înregistrez și nu s-a întrerupt înregistrarea. E un fel da-da-da-da-da și da-da-da-da-da-da-da-da și da-da-da-da și tot îți vin gânduri și răspunsuri și, și încep înregistrarea cu... Și asta e tare. Ok. Dacă nu-ți dai seama. Asta înseamnă un fel de... Știi cum e diamantul neșlefuit și... Înainte se zicea, e neșlefuit, domne, ăla e frumos, diamant neșlefuit, lasă-l acolo, diamantul neșlefuit. Ei, acum mă gândesc de două ori când zic asta. Poate că diamantul găsit trebuie șlefuit? Și uite cum nimerești tu, diamant, în mâinile tale ăsta șlefuiește. Să te mai gândești să vezi ce și cum. Nu știu ce am zis acum, dar... Ok. Și... ziceam de că mergi mai calci în străchit, mai mergi pe stradă, mai te împiedici, mai nu știu ce, mai o bătătură, mai ți-o aranjezi, mai ți-a intrat un spin, mai îl scoți, mai da. Și și la un moment dat se întâmplă ce se întâmplă cu tine, te trezești, Hulk, și crezi că trebuie să ieși afară și să faci, să te plimbi, să vezi, să te duci în natură, să pui mâna pe... Stop! Trebuie să simți înăuntru ce se întâmplă, da? La un moment dat. N-ai simțit o viață ce e în tine. E, acum... ți se dă șansa să reglezi lucrurile, echilibrezi ce e afară și înăuntru. Ce e înăuntru e și afară, da? Ce ai făcut toată viața? Cât te ții minte. Poate că n-a fost așa, dar așa mă țin minte. Numai afară, numai să mă duc, să văd, că în natură, că în lume, că nu știu unde, că în vacanțe, că să se, da? Și înăuntru ce-a fost? A fost gol. Era ecou, nu era nimic. Și afară era nebunie era. Dar ție îți plăcea. Credeai că așa merg lucrurile. Și când intri și echilibrezi înăuntru, și înăuntru, stai mai mult acolo, meditezi, cineva crede că ești în comă, ești bolnavă, ești dus, umble prin lumpăra aia, echilibrezi, înțelegi că jobul tău nu e din afară. În afară se face. Eu puteai dinăuntru, dacă faci și găsești și simți și te distrezi cu ce ai înăuntru, ce simți, ce... mai cu frică, mai cu bucurie, mai cu... Opa! Ce se simte aici? Trrr, ceva se întâmplă. Opa! S-a mutat dintr-o parte în alta. Oh, ce tare! E ca și cum ai intra într-o mașină de lux. Care de lux? XXX lux, da? Mașina asta, ta, corpul ăsta. Tu îți dai seama că cât de deșteaptă mintea omului și genială și plătită cu nu știu câte miliarde și nu știu ce și nu știu cum, n-o să se proiecteze niciodată ce e lăuntricul tău în afară. Cum s-ar întâmpla? Asta n-are cum și e paradox că se întâmplă, poate să se întâmple. Când zic da. Pentru că se anulează ceva. Când s-a proiectat minunea și multitudinea a tot ce putem și savanți ce suntem, s-a anulat dinăuntru nostru tot, da? Noi n-am mai știut că suntem zei. Că am proiectat tot în afară, zeitatea noastră, tot ce se poate, da? Și îmblam distrus și iau-te ăla ce unde a ajuns, iau-te, neînțelegând că zeitatea, că tot ce e minunat și frumos, n-ai treabă ce e acolo. Tot înăuntru. Da, dar trebuie să înțelegi și când înțelegi, începi să te bucuri de ce e în afară, când se echilibrează și se proiectează cât de cât citam și sănătos. Adică, cât de cât, da? Asta vreau să zic, da. Și tu
ți se spune dinăuntru, stai, domne, și meditează. Păi am tot stat, lumea a crezut că sunt plecată, că sunt comă, că sunt în alte lume. Păi ești în altă lume, ești plecată, ești în comă. Meditează, vezi, striglează toate astea. Păi ia ca de 5 ani meditez, da? Dacă îți spun eu de câți ani meditez, ai să te sperie să adormi la loc. Sau nu, de nu te mai străzești. Da? E cât toată viața ai fost trează și ai îmblat în lume și ai făcut și ai dres și ai făcut prostii, ai făcut minuni, ai făcut lucruri extraordinar de frumoase, e și moneda inversă. Tot atâta ai dormit. Dacă înțelegi ce zic. E ca și cum ai ieșit afară în visele tale de nebună și ai dormit. Și acum te-ai adunat de peste tot și te trezești aia, moneda aia la... partea aia la alta monedei și te trezești asta la alta și să vezi acum ce se întâmplă, adică nimic nu se mai întâmplă, știi? Că el da. Și dacă nu înțelegi lucrul ăsta, universul îți spune m-am dus, m-am plimbat, mi-a apărut o bătătură ieri micuță și zic și mă deranjează și nu știu ce. A, și deșteapta de mine, stai să zic, a, păi mi-arată că asta a fost atunci, asta a fost, nimic nu e atunci, nimic nu e acum, nimic nu e mâine, da? E clipa în care ești, aia e, ăștia suntem, da? Asta e clipa. Noi ne-am obișnuit că în prezent, că în trecut, că în viitor. Ori ele stau împreună, da? E clipa. Asta înseamnă clipă, da? E o clipă. Și ea are multitudine ei, clipa. Trecut, prezent și viitor. Are multitudine ei în altceva. Are, nu înțelege mintea noastră cât de complexă multitudinea clipei, da? Clipa e are o multitudine de nedescris, da? E universul însăși, e clipa. Ok. Și am mers ieri și odată simt și Dumnezeu, a, asta e când atunci, când, nu, domnule, nu e când atunci, e în clipa asta. Înțelege lucrurile în clipa asta cu toată multitudinea ei, că atunci, că va fi, că e acum, că trăiești, că ai murit, că e multitudinea clipe, da? Înțelege organismul. Organismul îți spune ceva. Eu nu pot să merg. Ce înseamnă o bătătură? Înseamnă să te oprești. Da? Să stai un pic. Să vezi ce trebuie să faci. Să te gândești înăuntru. Să-ți focusezi locul acolo. Să ți-l vindeci. Da? Să mai stai, să nu alergi de nebună prin oraș, să vezi nu știu ce... A, uite, am găsit. Asta e ce am zis. Asta e, da? E nici pe departe ce ai zis, da? Ce ai zis ieri, ce am înregistrat eu până în clipa asta, e multitudinea aia. Nici pe departe nu e ce e acum și în ce se transformă. Punct. Deci ne mai oprim când ceva simțim în organism, stop. Îți dă de înțeles stop. Da? Bun. Stop și revezi ce și cum și